Am în aceste două zile întâlniri cu lideri europeni, întâlniri foarte importante. Tema principală, evident, este președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care o preluăm de la 1 ianuarie, dar avem și alte teme extrem de importante. Avem dosare grele care cad în președinția noastră, este Brexitul, despre care am vorbit adineori cu câțiva colegi, de-ai dumneavoastră, este cadrul financiar multianual, este migrația și este summitul de la Sibiu pe care vrem să-l pregătim foarte bine, fiindcă el se va desfășura chiar înainte de alegerile europene și alegerile europene sunt o specificitate a președinției noastre care face ca lucrurile să meargă într-un fel mai orientat spre alegeri decât altă dată, evident.